Iată-ne în comuna Birchiș, la limita de județ cu Timișu. Aici aveți un obiectiv, un drum nou realizat, asfaltat, nu? Încă nu este terminat și la ora actuală se lucrează. Lucrăm la betonarea șanțurilor, la acostamente, mai trebuie să facem marcajele. Acest drum face legătura între Valea Mureșului și județul Timiș, face legătura drumul comunal 78 cu drumul județean 682 care vine de la Arad și merge până la limită cu județul Timiș. Desigur, acest drum era necesar pentru întreg traficul care vine de pe Valea Mureșului, respectiv de la Săvârșin, și nu este decât un beneficiu pentru toți locuitorii Văii Mureșului. Acest drum s-a făcut prin Programul Național de Dezvoltare Locală, unde au început lucrările încă din toamnă, pe sfârșitul toamnei. Sperăm ca în câteva săptămâni, într-o 2-3 săptămâni să fie terminat, iar în continuare să lucrăm pe drumul comunal 104, care face legătura tot cu Timișul, cu comuna Marginea, respectiv intrarea în autostradă. Deci, practic, aici se scurtează drumul spre autostradă. Da, se scurtează cu... Și, așa ca un exemplu, din Săvârșin până la autostradă, cam câți kilometri sunt? Aproximativ. Vreo 25. Deci, practic, în 25 de kilometri se poate urca pe autostradă. Da. Începe de la bifurcația asta drumul comunal 104, care se lucrează la terasament. Și dacă doriți, mergem și pe el unde sigur, lucrează, cu vilajul, îi simt pe trans. Iată-ne pe un alt tronson de drum, un alt drum care face legătura cu județul Timiș, nu? Da, ne aflăm pe drumul comunal 104, care face legătura între Valea Mureșului, respectiv comuna Birchiș și comuna Marginea din județul Timiș, un drum comunal de o importanță deosebită, deoarece prin asfaltarea lui, modernizarea acestui drum, se reușește ca tot traficul de pe Valea Mureșului, cei care doresc să intre la a doua intrare în autostradă care se află pe teritoriul comunei Marginea, să poată să ajungă cât mai repede și în condiții cât mai bune. La ora actuală se lucrează pe terasament, dar sperăm că de săptămâna viitoare să se poată face să înceapă și la celelalte lucrări, ca să putem în câteva săptămâni să terminăm și cu acest drum. Da. Deci, practic, cred că este o facilitate și pentru zona Gurahonțului să ajungă mai repede la autostradă. Și pentru zona Gurahonțului, pentru că de la Julița, Săvârșin, direct Căpânlaș, margi.
Domnul primar, iată-ne la Căpâlnaș. Aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre investițiile pe care le-ați făcut aici, în Căpâlnaș. La fel ca în toate satele comunei, am încercat ca și localitatea Căpâlnaș să beneficieze de anumite investiții, întrucât localitatea Căpâlnaș, care face parte din comuna Birtiș, deține ponderea locuitorilor de la nivelul comunei. Localitatea Căpâlnaș are singură populație cât au celelalte trei sate la un loc de pe teritoriul comunei. De aceea am căutat că și în această localitate să facem investițiile necesare pentru ca populația să beneficieze de ele. Ne aflăm în centrul civic al localității. La ora actuală se lucrează, e pe terminate, trotuarul care va face legătura cu spitalul nou care se construiește din fonduri PNDL finanțat de Consiliul Județean Arad, un spital modern, un spital mare, că la ora actuală spitalul de psihiatrie funcționează aici în Castelul Mocioneș, în castelul care trebuie să aibă alte destinații, întrucât el a fost retrocedat. Tot aici am construit un părculeț pentru locuri de joacă pentru copii. Am construit o bază sportivă, un teren multifuncțional pentru copii, am reabilitat clădirea școlii generale de 8 ani, am reabilitat clădirea Căminului Cultural de la Căpâlnaș. În toamnă am terminat reabilitarea clădirii care se vede acolo, a clădirii dispensarului uman, așadar că și localitatea, acum se construiesc cele două drumuri comunale, drumurile sunt asfaltate aproape în majoritate și în localitatea Căpâlnaș, de fapt ca și în celelalte localități a comunii. Așadar că putem spune că și locuitorii satului Căpâlnaș au beneficiat de anumite facilități, de anumite lucrări edilitari gospodărești. În fața dispensarului din localitatea Căpâlnaș. Comuna Birkeș deține două dispensare medicale umane, unul la centru de comună în localitatea Birkeș și unul în localitatea Căpâlnaș. Avem un medic care se ocupă de toate patru localitățile comunei Birkeș. Are două zile pe săptămână rezervate pentru localitatea Căpâlnaș, localitatea unde care deține ponderea la nivelul comunei a populației și am fost nevoiți ca și aici să amenajăm un spațiu pentru ca populația localității Căpâlnaș să beneficieze de tratamentul care este necesar. Ne aflăm în fața castelului Mocioneștilor din localitatea Căpâlnaș, castel care a fost retrocedat moștenitorilor legali. În această clădire, la ora actuală, funcționează Spitalul de Psihiatrie din Căpâlnaș, care, zic, va mai funcționa câteva luni, întrucât la ora actuală se construiește pe teritoriul comunei Birkeș, tot în localitatea Căpâlnaș, un spital modern, un spital nou, cu finanțare pe programul PNDL, care este finanțat de către Consiliul Județean Arad. Sigur că această clădire, numită și Micul Trianon, are o istorie destul de zbuciumată, o istorie care, prin membrii familiei Mocioneșilor, care s-au implicat atât în problemele economice și politice a României din perioada interbelică și nu numai și înainte,
la ora actuală a fost retrocedată, cum spuneam, iar de anul viitor se va muta spitalul respectiv în clădirea nouă. Aflăm pe șantierul construcției clădirii care va fi destinată noului spital de psihiatrie din localitatea Căpănlaș, clădire care, conform proiectului, anul viitor va trebui dată în folosință pentru pacienții care vor beneficia de tratamente în localitatea Căpănlaș, în acest spital. Clădirea este finanțată prin fonduri PNDL de către Consiliul Județean Arad. Este construită pe un teren care a fost retrocedat Consiliului, adică cedat Consiliului Județean Arad pentru construcția acestui spital și a tuturor anexelor care vor fi construite aici. Având un număr destul de mare de copii la nivelul comunei Birchiș și două școli generale de 8 ani, o școală generală de 8 ani în localitatea Birchiș și o școală generală de 8 ani în localitatea Căpânlaș, am căutat în așa fel ca să creăm condiții și pentru sport pentru toți copiii comunității. De altfel, am construit două terenuri de sport multifuncționale, unul, după cum ați văzut, cel de la Căpânlaș și al doilea, cel de la Birchiș, ca copiii de pe raza comunei să poată beneficia de condiții bune pentru a-și desfășura activitatea sportivă. Mulțumesc! Gândiți-vă să vină 1000 de oferte de vânzare și numai câte probleme deci am avut cu cel care vine ca să vândă, pentru că nu vrea să înțeleagă că nu este mână de lucru, cine poate să lucre atâta? Pentru că noi pur și simplu nu facem numai oferte de vânzare. Sunt ședințe, sunt adrese la care trebuie să răspund, sunt fel de fel de acte ce trebuie și suntem îngropați. Și am făcut deci către Ministerul Agriculturii adrese, nici măcar nu ne bagă în seamă. Mai ales gândiți-vă că zice că este COVID și este pandemie și tu pune mâna și linge atâtea dosare. Deci pentru că toate... Deci asta e doar pentru un teren de vânzare. Exact. Uitați-vă ce trebuie făcut și toate astea practic în două exemplare dosarele și tu să le iei, să le confirmi cu originalul, să le iei, să le verifici, pune mâinile pe toate astea, deci în timp de pandemie și nimeni nu ne bagă în seamă. Și am înțeles că trebuie verificat și în teren, nu? Ce? Nu, în teren, dar o și cum, deci noi le verificăm. Pentru că, deci, am avut probleme în care au venit oamenii doar cu titlul de proprietate și după aceea, deci ei în 30 de zile ca să-și facă documentația, să obțină CF-ul. Și atunci exista, da, probleme, deci eu și cu agentul agricol, da, le verificam și atunci existau, da, probleme în care existau suprapuneri, da, perfectă dreptate aveți. Deci noi nu le dădeam drumul fără să le verificăm, să nu existe probleme mai departe. Deci, și nu le bagă nimeni în seamă. Am să spuneți-mi, vă rog frumos, numele dumneavoastră. Olescu Mirela, secretara comunei. Mulțumesc. Și mă doare. Deci toată treaba asta mă doare. Uitați-vă, deci astea vin în un dosar, un exemplar la noi române, exemplarul ăsta, da? Uitați-vă. Merge la direcția agricolă. Pentru ce? Pentru drept constituțional pe care îl ai? Deci, nu. Nu se poate așa ceva.